Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod pe canal. De data aceasta suntem înapoi în Rust. Nu ne vom juca, nu o să ne apucăm să ne jucăm pe aici. Suntem pe ultima versiune acum, în sfârșit Rustul a ieșit din Alpha. Sau ce era el pe acolo, că Alpha nu pot să-l numesc, că nu avea bug-uri ca alte jocuri. Lasă mașina. Bun, suntem aici cu Speedy și Kronos. Salut! Capitanul Kronos. Au făcut o mare schimbare băieții ăștia. Ei bine, acum, după cum deja cred că ați observat, grafica este complet diferită și apa. Ia, Kronos, du-te bălăcește-te în apă. Ei bine, știți, înainte apa era așa nasoală, acum uitați-vă cât de frumos se vede. Ba chiar poți să vezi playerii. Deci uitați-vă cât de curată e apa, dacă ești la depărtare. Bun. Ia, ia-o spre farul ăla. Deci, mașină? Nu, pe jos. Observați că se văd și pietrele. Cred că dacă mă urc aici în vârf. Nu, unde poți să te urci normal. Aici, nu? Aici. Deci uitați-vă cât de bine se vede totul. Au schimbat foarte mult grafic. Și unele sunete din câte am văzut eu pe acolo. Dar oricum, grafica este nebuneală. Au băgat și niște modele noi, să zic, de copaci. Ăștia nu erau înainte brazii ăștia, așa ce sunt ei. Și arată mult mai bine. Iarba parcă arată puțin diferit și acum sunt flori mai multe. Plaja, observați, bam. Deci este totul schimbat de la grafică. Plus că, ia uitați-vă la zona asta cât de bine arată. Asta mă duce deja cu gândul la Ark Survival, dacă știți jocul, bine, îl știți, trebuie să mai postez episoade, trebuie. Deci exact ca în Ark, ia mai, ne arată brandingul, nu mai există, încă l-au lăsat la setări, dar nu mai există. F4 activat, dar aparent nu mai este, bun. Și uitați-vă cât de bine arată acum aici. Deci, îți face plăcere să te joci atâta timp cât ai un server ok. Dacă serverul tău a fost infectat, atunci da, poate să strice plăcerea de a te mai juca. De asta m-am cam lăsat eu. Dar s-ar putea să fac un server privat și să ne mișcăm noi ăștia între noi, gen solo sau echipe de 2, dar probabil o să facem solo toți. Pe o mapă mare cât asta, o să iasă super ok. Oricum, vedem. Ideea e că aș vrea să mă joc, dar nu pe servere publice, unde se abuzează clanuri de 12 oameni și nu știu eu ce alte chestii văd pe filmare, unde am chestiile, vin, sparg și înțelegeți ideea. Oricum, cam așa arată aici. Arată foarte bine. Și mai e o zonă cu zăpada. Au schimbat ei puțin. Uite aici. Avem, da, pietrele noi astea sunt calul meu. Uitați-vă cum arată zăpada. Totul. Bă, înainte pe minereuri n-aveai zăpadă, nu? Ba da. Nu. Ai? Nu. Da. Nu știu că era pe pietre când era în baie de zăpadă. Pe aia brută pe care o minezi? Da. Ok. Da, probabil n-am dat atenție. Și observați, uitați aici cât de mișto se vede. Cum trece așa frumos. Bă, dar înainte nu era baiul de ăsta maroniu. Adică știu că era zona aia nouă făcută maro. Dar nu era chiar așa tot. Uite-ți, două de maro acum. Wow, deci chiar mă duce cu gândul la Ark foarte mult. Oricum, sunt foarte bucuros că au făcut update-ul ăsta. Uitați-vă ce bine arată. Deci, nu știu, zici că e cu totul alt joc. Chestia asta l-a schimbat enorm de mult. În bine, evident, și FPS-ul, ba chiar este mai mare decât înainte. Nu știu cât am acum. Dar putem vedea. Tânga sus. Am 60-70 și știți că înainte eu mă plângeam de FPS. Dar acum este ok. Aici avem ghețarii, nu mai sunt cum îi știam noi mari. Bine, probabil nu mai sunt de ceva timp ăia imenși. Sunt așa micuți. Avem acolo insulă. Avem aici un lac înghețat. O să fiu curios cum arată aeroportul. Portul. Aeroportul nu intru care radiații. Deci este totul mult mai frumos.
Și am înțeles că au făcut și niște chestii la drum. Bine, acum nu prea știu care e treaba la drumuri, dar nu la drumurile astea. Mă refer la drumurile normale, uite, drumurile astea. Bine, e mapa prea mică și cred că ăsta e singurul pe care l-avem aici. Nu știu ce au zis ei că au făcut. Dar, bine, încă nu e perfect. Nu se așează pe mapă. Probabil dungile astea, înainte știu că era mai perfect, să zic. Uite, așa era. Sunt două tipuri de drumuri. Lol. Deci l-au lăsat pe ăla șmecher. Mi-au rupt picioarele. Au lăsat șmecher și e și de la mai nasol. Ok, asta e destul de tare. Da, nu prea mă interesează bine, nu știu de ce am venit la luta. Deci arată foarte bine, asta voiam să vă zic. Pe partea de iteme, noi, sincer să fiu, au băgat ei niște cizmulițe. Uitați-le pe astea. Bine, cine s-a jucat trastul vechi? Pe nu mi le-a dat? Ba da. Cine s-a jucat rastul vechi, mi se pare că ăla la altul Legacy-ul acum ar fi Legacy? Și ăsta e experimental sau cum n-ai? În fine. Prima versiune de rast erau cizmele astea și tot exact la fel. Albastru, verde și negru. Identice erau cu ochii aia acolo. E destul de tare că le-au băgat înapoi. Da, cam ăsta ar fi. Pe aici că mă omoare că n-am gadul. Cam asta ar fi ce au făcut ei. Au scos jocul din alfa. Bine, odată cu chestia asta și prețul a crescut. Știu că prima dată era 15 euro. Parcă după l-au făcut 20, nu? Și acum e bine este 32 de euro. 32 de euro pentru jocul ăsta. Bine, dacă stai să iei așa și arcul... De la 30, 60. Deci, aparent, oamenii scoat jocurile din alfa ca să le crească prețul. Oricum, rastul nu prea mai era de alfa, să fiu sincer. Bine, mici. Era beta. Mici, era beta. Cred că da. Nu știu că era alfa, scria pe ecran alfa. În fine, oricum, jocul e peste celelalte survival, optimizări și toate cele. Arcul, păi arcul bubu, e vere. Da, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul de like. Lăsați în secțiunea de comentarii ce părere aveți voi despre acest update și dacă acest joc merită 32 de euro. Și dacă nu merită, de ce nu merită? Exclus în faptul că are o comunitate, pe unele servere are o comunitate care te face pur și simplu să te lași de joc. Dar evident poți căuta alt server bun. Count it, baftă! Pa, 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 pam!